30 de minute acum. Ascultați Radio România Cultural. Iată cele mai recente informații despre pandemia de coronavirus. Proiectul de lege care reglementează starea de alertă adoptat cu modificări substanțiale de Senat va fi dezbătut și votat astăzi de Camera Deputaților. Potrivit actului normativ, starea de alertă nu poate depăși 30 de zile, iar măsura trebuie încuviințată de Parlament în termen de 3 zile. Tot astăzi, Curtea Constituțională se pronunță asupra sesizării avocatului poporului privind ordonanța care reglementează starea de alertă. Numărul deceselor provocate de coronavirus în România. 3 grade la Botoșani, 5 grade prin termometrele din Vaslui și Iași. La Piatra Neamț 6 grade, răcoare, îmbrăcați-vă bine dacă tocmai plecați din casă, cu declarație, bineînțeles. Ne întoarcem la temperaturi, 7 grade la Bacău, 8 la Focșani și Galați. La Chișinău 4 grade, la Cernăuți doar 2. Vremea se face mai frumoasă astăzi, se și încălzește, dar vântul se păstrează dinamic. Temperaturile diurne se vor încadra între 19 și 24 de grade, minimele între 9 și 15 grade. Vreme caldă în zilele următoare, cu maxime mâine cuprinse între 27 și 33 de grade. Vine vara înapoi, joi între 16 și 28 de grade, minimele se vor încadra între 13 și 20 de grade, joi noapte, apoi între 8 și 13 grade. Vreme numai bună de plimbare. Unde vreți să plecați? Eu 32 de minute, sper să mă luați și pe mine pe acolo, pe unde mergeți astăzi și mâine, tot așa, cu declarație. De vineri avem nevoie de declarație doar dacă ieșim din oraș.